Bun găsit la un nou semn de carte, astăzi cu un volum care a făcut istorie înainte să fie apărut pe piață. E vorba despre Cartea Roșie sau Liber Novus, cartea nouă a lui Carl Gustav Jung. Jung este unul din numele uriașe ale psihologiei și psihoterapiei, este asociat cu Sigmund Freud și când spunem psihologie, psihoterapie, psihanaliză, desigur ne gândim la cei doi. Carl Gustav Jung a început scrierea Cărții Roșii în 1914, după o criză. I s-a părut că nebunește. A avut niște viziuni terifiante, apocaliptice despre sfârșitul umanității. Râuri de sânge, râuri de foc, gheață și așa mai departe. Părându-i se că nebunește, și-a pus problema dacă nu cumva ar trebui să treacă printr-o autoanaliză. Numai că, ce să vezi, a început primul război mondial și au venit râurile de foc și râurile de morți. Atunci Jung a înțeles că de fapt acele viziuni nu erau ale lui personale, nu reprezentau criza lui, ci reprezentau chiar criza umanității. A fost momentul în care Jung și-a cristalizat conceptul de inconștient colectiv și a început scrierea acestei cărți. Nu se știe exact unde a vrut, în ce direcție a vrut să ducă Jung acest volum. Pare să fie scrisă ca o evanghelie, ca o carte profetică. De altfel, primele cuvinte ale Cărții Roșii aparțin profetului Isaia, unul din cei mai puternici profeți mesianici ai Vechiului Testament, iar tonul cărții este unul în permanență mesianic. Cartea este scrisă sub forma unui manuscris medieval, cu un scris de mână foarte stilizat și spectaculos și la fiecare pagină apar miniaturi specifice manuscriselor medievale. De altfel, în paginile Cărții Roșii apar și foarte multe desene ale lui Jung, mandale și alte reprezentări ale unor viziuni pe care Jung le-a avut. Cartea este una tulburătoare și trebuie să spunem a rămas secretă sau cunoscută de un cerc foarte restrâns de inițiați până foarte de curând. Cartea a apărut în 2009 pentru prima dată, iar în 2012 a fost publicată și în România de Editura 3. Consider că a fost un adevărat cadou editorial pe care ni l-a făcut Editura 3, un cadou care încă nu pare să-și fi consumat posteritatea în România. Îmi amintesc frenezia care i-a cuprins pe mulți din cunoscuții mei când a apărut în 2012 Cartea Roșie, dar n-am auzit prea multe ecouri după ce ea va fi fost citită. Poate că nici măcar nu a fost suficient citită, poate că așteptările în jurul Cărții Roșii au fost mai mari decât ar fi trebuit. Sau altfel, cartea este editată de Sonu Shamdasani, are o introducere a acelui așa autor și trebuie să spunem este însoțită, sau poate fi însoțită și de volume explicative. Așadar, Cartea Roșie are nevoie de explicații suplimentare pentru a fi înțeleasă. Dar care este de fapt ideea de bază a acestei cărți și care e motivația ei dincolo de acele viziuni apocaliptice despre care deja am vorbit? Carl Gustav Jung a ajunsese în 1914 într-un moment de cumpănă, într-o criză spirituală, dacă vreți. Atunci a pus problema dacă nu cumva ar trebui să asculte glasul Duhului Adâncului, pentru că Duhul Vremurilor sau Spiritul Vremurilor deja și cam făcuse de cap. Cu alte cuvinte, deci Jung își punea în 1914 problema unei întoarceri spre sine pentru a descoperi valorile pe care ar fi trebuit să le cultive cu adevărat în viața lui. Asta este o problemă pe care desigur ar trebui să ne-o adresăm fiecare dintre noi. Iar eu mă întreb câți dintre psihoterapeuții, câți dintre psihologii zilelor noastre își mai pun problema în acești termeni. Câți se mai întorc spre ei înșiși cu adevărat? Pentru a-și pune o întrebare fundamentală, cine sunt și sunt adecvat acestor vremuri și sunt adecvat mie însumi? Cu alte cuvinte, mă reprezint cu adevărat pe mine însumi în aceste vremuri tulburi, că și astea sunt vremuri tulburi, poate nu atât de tulburi cum erau în 1914. Trebuie să mai spunem că acest volum vine într-o epocă încărcată de o căutare ce încerca să revoluționeze, să spunem, cunoașterea clasică. Cu alte cuvinte, artiștii epocii, spiritul epocii era unul al ieșirii din niște cadre prea riguroase, prea fixe, cadrele pe care le fixau cunoașterea și instituțiile tradiționale, de exemplu, biserica acelor vremuri. Cartea Roșie Liber Novus rămâne un monument al crizei, un monument al încercării de a ieși din criză, o carte în continuare tulburătoare, aproape, haideți să o spun, sinistră din multe puncte de vedere, iar tonul ei profetic ar putea să ne pară străin în vremurile noastre de
claritate intelectuală. Îmi place să cred asta despre vremurile noastre. Carl Gustav Jung o spune în mai multe rânduri, mai ales în Amintiri, Vise, Reflecții, și-a extras întreaga operă ulterioară din acest nucleu reprezentat de Cartea Roșie. Viziunile din Cartea Roșie sunt deci cele care, putem spune, constituie dezvoltarea ulterioară a operei lui Carl Gustav Jung. Cu alte cuvinte, dacă sunteți preocupați de psihanaliza jungiană, dacă sunteți preocupați de individuație și de inconștientul colectiv, ați putea să pătrundeți mai bine, să înțelegeți, să asimilați mai bine aceste concepte, citind, răsfoind, poate chiar, Cartea Roșie a lui Carl Gustav Jung, o carte care, o spun din nou, nu și-a atins de plinul potențial în cultura română, deși a fost publicată deja de 8 ani. Dragii mei, citiți că nu vă face rău. Pe data viitoare!